Semnificația acestei sărbători este reprezentată de momentul în care apostolii Mântuitorului aflați pe muntele Tabor s-au convins cu adevărat că acesta nu este doar un proroc al lui Dumnezeu, ci este într-adevăr fiul său. În popor, această sărbătoare este prăznuită în data de 6 august și marchează începutul toamnei. De această zi sunt legate și o serie de superstiții. Tradiția spune că cei care se ceartă în această zi vor avea parte de certuri tot anul, iar cei care se roagă să se scape de o patimă, sigur vor fi vindecați. De asemenea, femeile însărcinate care țin post în această zi vor avea parte de o naștere ușoară și de copii sănătoși. Dacă ziua schimbării la față este una însorită, este semn că va fi o toamnă lungă și roditoare. În schimb, dacă va ploua, toamna va fi mohorâtă. Se spune că cei care nu țin această sărbătoare vor fi uscați și gălbejiți, iar fetelor care se piaptă în această zi nu le va mai crește părul. Despre oamenii care nu își văd umbra capului la răsăritul soarelui, în dimineața zilei se spune că vor muri până la sfârșitul anului.